Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mâncăm mai puțin. Cum? Asta este o întrebare care ne preocupă pe mulți dintre noi, nu doar pe cei din acest studio. Cum? Devenim șomeri. Pe toți. Dacă devenim șomeri, deodată mâncăm mult mai puțin. Nu e adevărat. Sau mai prost. De ce nu e adevărat? Poți să mănânci mult și ieftin. Băi, mâncare este foarte scumpă. În general, în da. Asta. Însă dacă vrei să mănânci mult, găsești soluții. Cum? Bună oară, n-am mai mâncat de când eram mic submarin. Submarin? Submarin este, da. Franzelă cu parizăr. Ah, bravo. Franzelă tăiată pe jumate cu parizăr și, mă rog, mai departe cu ce potei. Adică poți să mai pui și niște brânză și niște, sau bine, cașcaval și unt. Și cât submarin și margarină, poți să mănânci? Mă, ce poftă mie, niște roșii. Da, și cât submarin poți să mănânci tu? Păi că n-ai ceva... idee. Cât? Acum depinde de parizăr. Dacă nu vrei să mănânci submarin într-una, mai există și altă variantă. Deci mănânci mai puțin, bei mai mult. Cartofi prăjiți. Ia zi tu. Zi tu, hai, zi. Băi, mi-ai lansat imaginația. Eu acum nu mai am fasole. Da. Deci, alte variante care ar fi, domnul Luca? Înțeleg de la tine că ar fi să bem mai multă apă. Așa, și nu da, de la mine, ci doamna de la... Bilic. De la Mihaela Bilic, da. Da. Bine, deci... La apă s-a referit? Practic este, da, asta e mâncarea e fudulie, băutura e temelie. Da. Pe principiu că totuși apă în loc de băutură. Trebuie să... Dar nu să bei în loc de mâncare, ci să mănânci și să bei apă în același timp, înțelegi? Că să faci un amestec. Adică la o gură de mâncare, pac, două guri de apă. Îți poți imagina? Copilărie, când ne ziceau bunicii că facem broaște în burtă, broaște dacă facem burtă, așa, nu? Da. Da. Așa mâncam. Și uite, era contraindicat. Uite ce zice Mihaela Bilic, stomacul nu are rol de digestie. La nivelul lui doar se secretă suc gastric acid, care sterilizează alimentele. Deci rolul lui este să omoare eventualii agenți patogeni cu acid clorhidric, introduși în stomac odată cu mâncarea. Abia în intestin are loc digestia și absorpția nutrienților. Și culmea este că alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide. Deci ce se întâmplă cu apa în stomac? Dacă e băută pe burta goală, în 1-2 minute părăsește stomacul. N-are ce face, se plictisește, a plecat. Plecat, da, singurătatea nu e bună nici la apă. Deci cade mitul cu băut un pahar mare de apă minerală înainte de masă că te-ai poftat de mâncare. Că da. La 2 minute s-a șutit și iată. Tu... Da, rămân doar bulele. Da. Deci nu are cum să țină de foame. Ceea ce am mai încercat și noi, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, când beam multă apă și nu ținea de foame deloc. Și în armată. Dar, dacă e băută în timpul mesei, zice Mihaela Bilic, citată de ziarul Adevărul, se amestecă cu alimentele solide și creează un fel de ciorbă care mărește senzația de sațietate, ajută la umplerea mai rapidă a stomacului și încetinește viteza lui de golire. Face volum. Că, da, eu am amici care au slăbit bine mâncând doar ciorbă de legume. Practic. Sigur, nu știu de ce aș vrea să supraviețuiesc doar cu ciorbă de legume, dar oamenii mănâncă ciorbă de legume de ani de zile și își mențin o siluetă de invidiat. Atât e de invidiat. Ce o tristețe. Stai puțin. Și doar ciorbă de legume? Așa, da. Mă rog, în mare ciorbă de legume, pentru că umple stomacul. Aia cu carne e mai calorică. Da. Dar asta e o extremă, că și aia cu carne oricum e suficient de dietetică. Adică ciorbele, în general, sunt slab calorice. Da, dacă faci tu ciorbă de aia de-a ta de vită cu oso buco. Bine, dacă faci de aia de măduvă, lingura dreaptă în ea, da. Cu antricoți și alea și nu știu ce. Nu merge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.